Gheorghe Milan. Privire la transmiterea vorbului locativ de stradă Ștefănu către gestoarea de gestiune economică a întreprinderii municipale gospodăriei locativ comunal de Rotiere, gestiune economică a ACC 56 Baratul 62, raportor Elian Popescu. Privire la inițierea procedurii de deschidere a pieței agricole, Covaș. 23. Privire la ridicarea înainte termenul mandatului de consilier, Covaș. 24. Care l-a dat tot noi, privire la instruirea funcției de viceprimar, raportor Gheorghe Milan, primarul. Și 25. Privire la alegerea viceprimarului, raportor Gheorghe Milan. Aveți propunerea la... Da. Eu solicit să mai fie introdus în proiectul de dezicire de Consiliului Renoa, care proiectul că sunt pe celălalt lucru și a fost pus la ordine zi, privirea la alocarea două terenuri pentru casele comunitare. La mine, adică să nu să le alocăm acum, dar să inițiem procedura și să analizăm. Și nu o să fie dumneavoastră propuneți să o examinăm fără adoptă decizie. Păi da, să inițiem cel puțin procedura, că avem termen de 30 de zile de a da răspuns. Și a doua rămână, vă rog să fie examinată în ordine, adică în primul rând, pentru că doamne sunt prezente și sunt rețele. Pe aici o să durez o țară. Mă că-ți faci o eu accept ca să le examinăm, dar nu adoptăm nicio decizie. Dar, prin fapt, nu este proiectul deciziei, nu s-au examinat în comisie, nu era acord de specialitate a primării. Da. Cine este raportorul? Pentru data viitoare. Da. Să adoptăm decizie la următoare. Da. Și vă rog că să o examinăm în primul rând, pentru că doamnele sunt prezente de la un post cu proiectul respectiv. Și o să fie... Da, eu rog întrebarea 24, întrebarea 25, dar poate impus întrebarea 9. Viceprimarul constituirea funcției 24 și reșim din 24-25. Dacă se poate, dacă nu, cum ar putea. Este o ședință, avem foarte multe voi în citat, dar oricum, haideți să stabilim